Iată un alt soi de mare interes pe nume Ser, un soi american, Republica Moldova, practică și România. Pepiniera Voinești este unicul producător de material seditor care deține acest soi. În colecție îl multiplică, îl propune spre plantare mai mult decât atât, din anul precedent, din 2023, în Moldova am homologat acest soi. Pentru România, el a fost deja omologat de alt stat european, de Spania, de aceea poate fi cultivat cu succes uh, și legal, fără alte formalități. Iată cum s-a uh, încărcat cu producție anul acesta, cum a fructificat serul. Uite, vedeți un calibru deja foarte, foarte fain. Mult mai mare decât cender, dar, bineînțeles, cender va crește, va recupera. Serul este cel mai timpuriu din soiurile americane. De regulă, acest, acest aspect îl face un pic mai vulnerabil la bacterioză, dar iată că anul acesta soiul ăsta s-a manifestat foarte bine, foarte bine în acest plan. Sunt unele fructe afectate, dar mai degrabă că Aici este rezultatul acțiunii mai multor factori, nu cred că doar bacterioza, altfel am avea un, un fenomen mult mai masiv, dar așa el este destul de limitat, dar observați, prieteni, diferența foarte mare de creștere, volumul de coroană. Eu vă asigur că la acest pom care la fel are 7 ani, noi vom obține o producție dublă față de un pom de o vârstă similară de Chandler, nu pentru că Ser este mai productiv, pentru că nu este, este foarte productiv, dar acest lucru se va întâmpla doar pentru că volumul coroanei fiind mai mare, numărul de muguri de rod este la fel mai mare și atunci în unele situații, acolo unde aveți soluri mai slabe sau uh, anumiți factori limitativi restrâng alegerea de sortiment pentru care puteți opta și Chandler nu se regăsește în acel shortlist. Iată și serul este o o soluție bună pentru voi, fiind a, mult mai adaptat la condiții mai dificile de cultură. Iată aici avem o ramură care parcă s-a desfăcut așa pentru noi, să vedem a, din a, profil aspectul fructificării. Și iată, vedeți foarte bine cât de, cât de interesant a fructificat. Practic, dacă vă uitați atent, orice punct... Orice, bun, cu unele excepții, dar hai să zic, 9 din 10 puncte de fructificare au produs nuci. Iată, la ser chiar sunt curios, fiind un soi care a fost mult mai puțin studiat în, în această parte a lumii, sau foarte puțin, dacă nu chiar deloc. Sunt foarte curios să fac aici niște măsurări în toamna pentru a vă oferi niște informații mai concrete niște cifre clare despre care a fost cantitatea de nuci pe care am recoltat-o la fiecare din acest pomi de 7 ani. Și ce vreau să vă arăt înainte de partea finală, vom încheia cu ovata, dar înainte de a ajunge la ovata, iată o vizită surpriză la un pom de ghiciți voi ce este ăsta, Cred că v-ați dat seama că este vorba despre Carpatica. Iată, uitați-vă acest uh, pom, o, product o productivitate foarte bună și deja iată un fruct impresionant de un calibru gigantic. Iată, aici la fel, în toamnă vom recolta deja o cantitate. Pentru că la pe Bineria Voinești problema pe care am avut-o în toți anii aceștia cu Carpatica este faptul că. Avem pomi, dar nu avem fructe, pentru că pomii noștri, plantele mamă de ramuri altoi, sunt tăiate foarte intens pentru a recolta ramuri, pentru producerea de pomi altoiți, având puncte de fructificare. Dar iată că ăsta este un pom în levada noastră care a crescut și iată că anul acesta s-a încărcat și el cu fructe. Deci, iată, putem să ne bucurăm împreună de această... Iată, această imagine, acest tablou frumos pe care ne-l oferă soiul Carpatica. Și, bineînțeles, suntem la începutul lunii iunie, fructele vor crește în continuare în volum, practic se vor dubla, urmând ca la următoarea prezentare să vă bucurați și mai intens de ce veți vedea. Și voi încheia această vizită cu soiul Ovata, este ultimul în în celălalt capăt al Livezii, de aceea am ajuns aici la final. Iată o vata, un pom cu o creștere foarte impresionantă, cu o încărcătură de rod foarte, foarte bună, pentru un soi cu fructificare de tip subterminal. Dar uitați-vă cât de, cât de, frumos s-a încărcat acest, acest soi. Ovata este unul dintre cele mai rezistente la îngheț soiuri este rezistent la bacterioză, doar că în acest an vedem și aici câteva, câteva pete, câteva afecțiuni. În general, anul acesta este unul mult mai în care bacterioza s-a manifestat ceva mai intens în cazul majorității soiurilor. Cu toate acestea, ce mă bucură este că nu văd, nu văd bacterioză pe fruct, asta este cel mai problematic aspect. Iar la ovata nu văd acest lucru fructul deja are un calibru foarte bun. Pomii s-au dezvoltat foarte bine. Iată ovata prieteni, unul dintre fructele, dintre soiurile cu fructele cu calibrul cel mai mare. Calibrul la ovata atinge până la 45 mm pe, în secțiune orizontală. Iată încum pom de ovata, are o creștere, acest are o creștere destul de specifică, face o curană destul de pe locuri dificil de condus, de format, are tendința să-și încline ramurile în jos, de aceea trebuie să dați prioritate ramurilor verticale atunci când formați pomii, pentru că chiar și acelea verticale se vor lăsa, se vor deschide, acest aspect este foarte important de luat în calcul. Iată, vedeți, corana destul de răsfirată la acest soi, destul de aereană, să zic așa, specifica. Iată, încă, Iată, vedeți, nu avem foarte mulți pomi de ovata în această levadă, sunt vreo 20 ceva, aproape 30 de pomi. Mă bucur foarte mult să-i pentru că acea recoltă nu foarte mare pe care o obținem de la un număr mic de pomi ne încântă foarte mult. Calibrul mare al acestui fruct îl face deosebit de atractiv, forma sa rotundă, foarte estetică, foarte rustică. Sunt fructe foarte apreciate, în special de către amatori, cei care au o pasiune pentru cultura nucului și care iubesc soiurile cumva mai deosebite, mai exotice, mai speciale. Iată, ovata este unul din acele soiuri, încântându-ne în, în același timp cu o producție destul de, destul de calitativă, cu un randament uh, stabil, constant. În fiecare an, acest soi fructifică fără a manifesta alternanță de rodire, iar asta este foarte important. După cum înțeleg, în special producătorii, cei care au livez, mai ales din soiuri mai vechi, la care acest gen de fenomene se poate întâlni destul de des. Iată că la ovata, acest lucru nu este prezent. Atât a fost pentru astăzi, prieteni. Sper că v-a fost interesantă această vizită, și cel mai important, utilă pentru a înțelege anumite, sau mai bine zis, pentru a sesiza anumite diferențe dintre soiurile de bază pe care le cultivăm în prezent în acest areal a culturii nucului. La Pepiniera Voinești producem pomi altuiți din toate soiurile. pe care le-ați văzut astăzi. În cazul multora dintre ele suntem primii, unele dintre ele unicii care le producem, spre exemplu Carpatica, Ovata, Robin sunt soiurile la care Pepiniera Voinești este autor. Sunt soiuri omologate în Republica Moldova, în România și, bineînțeles, Omologate pentru tot teritoriul Uniunii Europene Unele soiuri cum sunt ser, tulare, le găsiți aproape exclusiv la Pepiniera Voinești Mă refer exclusiv pe continentul european Cu siguranță mai sunt pepiniere care multiplică aceste soiuri Dar cel puțin în, pentru Moldova, România, Pepiniera Voinești este furnizorul vostru principal din aceste soiuri iar în ceea ce ține de Chandler, aici veți găsi material săditor cu puritate de soi, care este cel mai important aspect, și cu garanția statutului fitosanitar și fiziologic al acestor pomi, fiind un material exportat deja în peste 10 țări din Uniunea Europeană, acolo unde pomii noștri sunt apreciați. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă doresc mult succes tuturor, multă sănătate, aveți grijă de voi. Vă doresc un an cât mai, cât mai roditor, cât mai bogat, cu precipitații bune. Respectați tehnologia nucului și în toamnă, cu siguranță, ne vom bucura cu toți de recoltele noastre bogate și frumoase de nuci. Pe curând, prieteni!